făcut o cruce de sânge pe geam. Mă trezează. Jenny trăiește într-un film de groază. De când cel care ar fi trebuit să-i fie înger i-a devenit diavol. Mă uit, ochiul învețit, mâini învețite, picioare, cuțitul băgat aici în picior. Drama mamei cu 6 copii, vânată și în gaură de șarpe, te va îngrozi. Astăzi este ziua ei, dar în loc să fie o zi festivă, femeia trăiește o adevărată dramă. Înjunghiată, amenințată cu moartea și terorizată de tatăl copiilor, mama Jenny trăiește cu frica în sân, pentru că bărbatul ar putea veni peste ea în orice clipă și o tragedie s-ar putea întâmpla. Așa cum s-a întâmplat chiar zilele trecute, când omul, după ce a intrat în casă peste ea, a desenat cu sânge pe geamuri câteva cruci. Ei bine, despre această poveste de groază voi discuta cu doamna Ioana Tănase, psiholog, și cu Sorin Ovidiu Bălan. Bună seara! Să rămână, bună seara! Iar acum în platou alături de noi va veni Eugenia Bulfan, mama terorizată, dar o voi invita și pe Florentina Bojoacă, prietena acesteia. A fost odată ca în povești. Haideți, bună seara! Bună seara! Bună seara! Vă rog să luați loc aici. Asta facă eu nu știu care e mama și care e prietena, o să-mi cer eu. Mama. Tu ești mama. Bine ai venit, te rog. Stai aici. Deci Eugenia și Florentina prietena, da. Bine ați venit. Bine v-am găsit. Eugenia. Da. Ieri a fost ziua ta? Azi. Astăzi este ziua ta. La mulți ani. Faci? La mulțumesc. 30 de ani. 30 de ani. Mulți înainte. O vârstă frumoasă pentru o femeie, o vârstă în care tu trebuia să fii alături de familie, să-ți sară copiii în gât, să zică mami te iubim, să primești ceva simbolic. O zi în care ar fi trebuit să râzi. Tu ai venit la acces direct și nu cred că ai venit cu cele mai frumoase zâmbete și cele mai frumoase amintiri. Câți copii ai? 6. 6 copii. Ai 6 copii? Da, 4 băieți și 2 fete. Să-ți trăiască. Mulțumesc. Și nu ești fericită cu 6 copii? Bă, da. Și atunci de ce ești așa de tristă? Așa sunt eu. De ce? Pentru că ești el afară. Cine? Bărbatul meu. A venit și el aici. Aoleu. Și e foarte emoționată, să știi, tremură. O văd. Dar tu de câți ani ești cu acest bărbat? De 15 ani de zile. Și el este tatăl tuturor copilor tăi? Da. Păi și tu în 15 ani de zile ai făcut 6 copii. Când l-ai văzut pe el că este un om de groază? După 5 ani. Și totuși ai mai stat încă 10? Da. Și câți copii ai făcut în acești 10 ani, ultimii 10? 10 ani? 2. Și de ce n-ai plecat? Păi să se potolește, se potolește și văd că nu s-a potolit. A zis că se potolește? Da. Dar ce face, bea? Bea, vine cu scandal. Bate copiii. Tu ai clar 6 copii, toți minori? Da. Ce vârste au? Cel mai mare cât are? Fata cea mai mare are 11 ani, băiatul 10, fata cealaltă 8, băiatul cel care este bolnav 6, face luna care devine 11, băiatul de 4 și băiatul celălalt de 1 an și 10 luni. Tu ai un copil de 1 an și 10 luni? Da. Toți sunt minori. Deci de la 11 ani și până la 1 an și 10 luni tu ai 6 copii. Și unde stați? Mi-a dat și mie o femeie o casă acolo. Și trebuie să o achit cu 150 de milioane. Și stați acolo tu cu toți cei 6 copii. Și da. Tu ai ce să-i dai să mănânce copilului de 1 an și 10 luni? Nu, m-a ajutat Flori. Ea mi-a dat mâncare. Tu lucrezi? Eu? Da. Nu. Stau cu copiii acasă. Uite, Flori plânge. Și el este soțul tău cu acte? Nu. Deci e concubin? Da. Și n-ai putut să scap de el în atâția ani de zile? N-a vrut. Eu am vrut să scap de el și fata cea mare, dar el nu vrea. Și vine peste voi? Da. Vă bate? Și aseară a fost. Și aseară. Și aseară a fost. După ce am potolit-o copilul, i-am spălat, i-am dat să mănânce. Am avut focul la sopă, am două sopele pentru copii, că era frig. Și după aia m-am pămit cu el că m-a sunat și că se este la ușă. Și i-am spus, eu nu deschid nicio ușă, că eu nu vreau să fiu moartă și copiii. Pe care vrei să fii mort, nu este acasă, este la Flori. Fata. El are pică pe cea mare, pe fata de 11 Dar ani. De ce? Nu știu.
Fetița de 2 săptămâni stă la mine. Eu pe fetiță am prins-o cu funia în buzunar. Doamne. Vroia să se spânzure. Doamne ferește. De asta am și apelat la dumneavoastră. Și eu am copii. Și știu ce înseamnă să ai copii. De asta am și apelat. Ea unde stă acum? I-a dat-o cineva, i-a zis să o cumpere. 150 de milioane, ea bani nu are. Ea la sfârșitul lunii care vine trebuie să o achite. Nu achită, o dă afară. Înțeles. Dar primăria, tu din ce localitate vii? Crângeni. Crângeni. Asta ce județ e? Telorman. Primăria, nu știu, Direcția de Protecție a Copilului n-au făcut nimic pentru acești copii? Nu. Poliția n-a făcut nimic împotriva tatălui copiilor? N-a făcut nimic. A făcut 2 plângeri, văd că n-a făcut nimic. Vreau să mă duc mai departe. Sorin, doamna, e psiholog. Lucrurile sunt mai grave decât ne povestește doamna. Doamna se și vede. Eu sunt lângă dumneavoastră aici. Este extrem de timorată, doar pentru că soțul este la 2 pași aici. Dar dincolo de asta, toată nebunia asta cu desenatul crucilor și cu... Adică nu e un simplu scandal în familie, mai bea, mai o pocnește, mai am avut cazuri de astea mii. De data asta lucrurile sunt... A fost și înghiată cu cuțitul? Deci are semn pe picioare. Deci lucrurile sunt la marginea, cum să spun, la marginea prăpastiei, dacă nu cumva... cu un picior în prăpastie, iar autoritățile dorm în bocanș, da? Vreau să vă întreb, doamnă, copiii sunt recunoscuți de el? Da. Păi și atunci, în primul rând, trebuie să vă plătească pensia alimentară. Mai păi da, dar dacă el nu vrea să îmi dea mie alocația, el alocația și nu vrea nu trebuie să vrea și, și indizația suplimentară, cum se zice? Păi mai. Nu trebuie să vrea el. Dumneavoastră... Mai ales că mai are și un copil foarte bolnav cu ce are băiatul. Dincolo de asta, deci... asta trebuie să le rezolve autoritățile locale. Vă mai trimită să umblați aiurea prin tribunale și până... Că altfel știu când vin pensiile și alocațiile să poștașul trece întâi pe la birtul din sat, de plătește ce au băut pe caiet. Și după aia ajunge acasă și le mai dă dacă a mai rămas ceva. Aici, precis, ne lovim de 4.000 de hârtii. Că nu se poate, că nu... Nu, doamnă, duceți-vă la primar... Să vă rezolve problema. Am fost eu. Mai mergeți odată. Ce a zis primarul? Am fost acum, o săptămână trecută cu ea să-i treacă alocația ca alocație pe numele să lui. Să treacă alocația pe numele dumneavoastră. Ei ca să poată să ridice banii ca evident. Să cumpere. Există la primărie la protecția socială să o femeie am acolo? Am cerut anchetă socială. Copilului. Să vină să-i se facă anchetă socială acasă unde exact. Stă. Da, venim. N-au venit. N-au venit. Dar deci, în ce bază îi dă alocația tatălui și nu ți-o dă ție, e mamei? E pe numele dânsului. Păi de ce? Și a zis, cum zice, poștașul a zis că dă la cel la care este ăsta, pe numele lui. Da, stați așa. I-am spus, da, că asta se poate rezolva la primărie. Eu i-am spus, vezi că ai multe reclamații. I-am spus, ai făcut de multe, frost, de ce ai? Vezi să o faci pe 11? Problema cred că nici nu ar trebui să se pună așa, ar trebui să se pună în felul următor. Copiii toți sunt cu mama undeva, într-o locuință. Și bănuiesc că nu e prima ceartă, nu este prima situație de acest gen când femeia asta nu știe cum să mai procedeze, adică a fost agresată în fel și chip. În fața copiilor, poate și copiii da. Au fost agresați și chiar dacă n-ar fi fost în mod direct copiii agresați sau... Ei suferă alături de mama lor și din punct de vedere emoțional, ce să mai păi zici? Păi n-ați auzit, doamna Ioana. Și atunci, dacă fetița cea mare, cum spuneați dumneavoastră, e la mine, fetița. Vă dați seama cât de marcată este și cât de înfricoșată este de aceste semne și de acest comportament al tatălui, care este unul... Nici nu știu cum să-l catalog. Complet, exact. Dus cu capul. Mai mult de atât. Cred că autoritățile din acea comună sunt ca peste tot. Ar trebui să se
cum să zic, ele să se ducă în întâmpinarea problemelor. Poate doamna nu mai știe ce să facă. Poate nu are cu cine să lase copilul ca să umble cu tot felul de reclamații pe la primărie sau pe la DGASP. Bănuiesc că tot în acea primărie este. Da. Și atunci nu ar trebui, cunoscând familia, cunoscând situația, cunoscând că omul ăsta este atât de violent, că este consumator de alcool, că viața lor se derulează în bătăi, scandaluri și așa mai departe. Cine are datoria să protejeze acești copii în cazul neputinței mamei? Că mama este neputincioasă, se vede legată și de mâini, adică nu are ce să facă, unde să plece. A plecat, iată, omul se duce după ea. Da, doamna psiholog, în primul și în primul rând, banii aceia pe care nu-i ia mama, care trebuie să le cumpere de mâncare copiilor, și le ia tatăl care îi dă pe băutură și mai și bate când vine acasă. În primul rând... Totuși, la 6 copii, iertați-mă, alocația înseamnă câțiva bani, că le mai și... 12 milioane. Le mai și majoraseră acum... Exact, da. 12 milioane. Plus că are un copil cu probleme de sănătate, unde ar mai putea lua niște bani. Este luat în evidență la protecția copiilor acolo, este luat în evidență că are o problemă de sănătate. Ajutor pentru acel copil bolnav. Da, da, acum până acum 17 până la 17 ani expiră contractul. Da. Și am fost la comisie cu el pe 5 noiembrie, da. Și mi-a spus că să mi-o dea mie asta, cum zice, organizație ori da, de însoțitor, nu? Sau da. Ce? Da, indemnizație de însoțitor, de, da. Pentru că păi și ca mamă. Păi ție ca mamă, normal. Dar trebuie să ți dea, iartă-mă că te-au la pierdut, dar ai 30 de ani, suntem da, o să mă ierți că îmi permit. Este mai mare ca tine, asta voiam să spun. Are 46 de ani el. El are 46, mai mare cu 16 ani decât tine. Tu ai 30, ai născut primul copil la 19 ani, poate 18? Nici nu, la 18. 12 milioane alocația e o sumă care i-ar permite mamei să le cumpere cât de cât alimentele de bază. I-ar permite să le cumpere, adică să le îmbunătățească traiul zilnic. Dacă și mai mult de atât. Dacă ar mai lua o indemnizație de însoțitor pentru copilul bolnav. Poate că ar putea să facă ceva și pentru copilul care are acea problemă de sănătate. De ce nu-i dă primăria alocația mamei și o dă tatălui care o dă pe băutură? Aici e problema. Contactul cu cetățenii, respectiv acești oameni necăjiți, contactul dintre primărie și acești oameni este clar întrerupt, total. Exact. Pentru că altfel primăria ar trebui să știe că acolo există un copil care trebuie protejat, care trebuie vizitat, care trebuie persoana abilitată să se intereseze de el, să-i facă un program de asistare socială și nu numai. Și atunci ar fi știut această situație și s-ar fi autosesizat. Ar fi știut că mama n-are bani de pâine în timp ce tatăl încasează alocația și se duce la cârciumă. Se știa totul într-o comunitate atât de deci, mică. Mirela, totul se știe. Știi de ce? Ca să doamna Ioana spune mai elegant așa, mai frumos. Pentru că nu le pasă. Pentru că știu că femeia asta amărâtă n-are ce să le fac. Ce să le fac? Nici nu să se ducă la șeful de post. Păi șeful de post duminică era să dea peste mine cu mașina. Șeful de post din Caracal. De lângă Caracal. Era să dea cu mașina peste mine. Păi dacă se duce femeia asta la postul de poliție... Păi a sunat, înțeleg, zilele trecute la poliție. E adevărat? Da. Degeaba. Ai sunat și polițistul ți-a spus că nu este în localitate și că revine el. Da. N-a mai revenit nici până în ziua de astăzi. E în excursie. E în concediu.